anunț de ultimă oră despre Vladimir Putin, rugați-vă lui Dumnezeu să fie viu și sănătos zvonurile despre problemele de sănătate ale președintelui Vladimir Putin s-au rostogolit în ritm rapid după ce Rusia a invadat Ucraina. O nouă postare pe o rețea de socializare a provocat întrebări privind sănătatea liderului de la Kremlin. Războiul din Ucraina a pornit un tsunami de speculații conform cărora Vladimir Putin ar fi grav bolnav sau chiar pe moarte teoriile privind anumite maladii de care ar suferi liderul de la Kremlin au fost alimentate de imagini în care președintele Rusiei părea că nu se simte bine, de diversi oameni din cercul de apropiație ai președintelui rus sau din rândul regimului de la Kiev. Toate aceste speculații s-au dovedit a fi nedevărate, iar Rusia nu a oferit niciodată un comunicat oficial despre sănătatea președintelui Putin, relatează NDTV.com. Postarea a atras o mulțime de comentarii cu toate acestea. O nouă postare pe rețelele de socializare a câștigat teren printre utilizatorii de internet. Postarea a fost distribuită inițial pe Telegram de către bloggerul Postniakov, potrivit de Express. Conține o imagine a lui Vladimir Putin, însoțită de textul, Doamne, nu ne părăsi! rugați lui Dumnezeu să fie viu și sănătos! Mesajul, destul de ciudat, a stârnit un val de discuții pe platformele de socializare, utilizatorii întrebându-se dacă este vorba de sănătatea lui Vladimir Putin. Guvernul rus nu a dat nicio declarație oficială. Postarea respectivă a atras o mulțime de comentarii de la utilizatorii fostului Twitter.